Vă invit să deschideți Cartea Sfântă Biblia, la Cartea Începuturilor, Cartea Genesa, capitolul 2, acel pasaj cu predilecție pentru căsătorie, Genesa, capitolul 2, versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om nu s-a găsit nici un ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Și poporul Domnului să zică amin. Amin, amin. Vă puteți reocupa locurile. Vă salut în numele Mântuitorului, pe întreaga biserică, frații păstori. De asemenea, salut Mirii, pe Alin, pe Manuela, familiile din care dumnealor provin. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Mergea un amin mai tare. Domnul să vă binecuvinteze. Amin, amin. Așa, v-ați mai revenit. Știu că e dimineață, e duminică, probabil e o vreme călduroasă și cu siguranță e și v-ați obișnuit să vă fie un pic somn. Probabil că unii de noastre nu sunteți foarte implicați în această nuntă, dar să știți că întotdeauna când suntem la o căsătorie, e prezent Domnul Iisus Hristos. Amin. E prezent Domnul Iisus Hristos. Amin. Și unde e prezent Domnul Iisus Hristos, cu siguranță avem ceva de învățat fiecare dintre noi. Uitați-vă ce spune Biblia. Domnul Dumnezeu a zis. Și te-ai fi așteptat ca Dumnezeu pentru prima dată să zică da. Dar foarte interesant e că Dumnezeu zice nu. V-ați întrebat vreodată dacă a voastră căsătorie înseamnă da, doar da sau și nu? Alin, când ai întrebat-o prima dată, ți-o zis da? Curajoasă a fost. Nu zic că nu știu ce zice, da? Despre asta e vorba. Dar fii foarte liniștit că de-a lungul timpului o să-ți mai zică și nu. Nu pentru căsătorie, pentru altceva. Dragii mei, căsătoria nu este doar da. Noi ne-am creat iluzia și foarte mulți predicatori vin și spun este extraordinar în căsătorie, doar flori, doar zâmbe, doar fericire, doar pe munți, doar roz pe bolta vieții voastre. Spuneau deja frații, sunt momente în care fără să vrei, ți se zice nu. O să ai senzația, Alin, că nu ia. Cum zice nu acum? Că ar trebui să zici da. O să vedem că în căsătorie există și da și nu, dar niciodată nu sunt puse aceste afirmații sau negații la aceleași lucruri. Există da pentru anumite lucruri, există nu pentru anumite lucruri. Pentru că Biblia spune da-o vostru să fie da. Și ce trece peste aceasta vine de la cel rău. Așa că voi o să vă spuneți da unul altuia în prezența lui Dumnezeu și căsătoria voastră e pecetuită și veți fi căsătoriți pe viață. Până când moartea vă va despărți, veți mărturisi asta și poporul Domnului să zică ajută-i Doamne! Ajută-i Doamne! Căsătoria înseamnă cel puțin 3 de nu și 3 de da. Sunt foarte mulți de nu în Biblie, foarte mulți de da, dar în această dimineață, din acest pasaj, rămânem la 3 de nu și 3 de da. În primul rând, căsătoria este un nu spus răspicat singurătății. Ascultați ce spune Biblia. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Societatea în care noi trăim împinge căsătoria la cote alarmante. Îți spune, fă-ți un master, două doctorate, mai fă-ți școli, mai fă-ți carieră, cumpără-ți două mașini, rezolvă-ți case și după mai gândește-te dacă te mai căsătorești sau nu. Asta e societatea în care noi trăim.
Când diavolul nu reușește pe oameni să îi împingă departe ca vârstă cu căsătoria, știi ce face? Îi lasă să se căsătorească și îi spune: căsătoriți-vă, dar fiți singuri la voi acasă. Așa se face că el are cardul lui. Ea are cardul ei. Vă știți spinurile? El cam da. Vedeți că în pauza de la masă trebuie să vă schimbați spinurile între voi, bine? Ați zis amin? Doamne ajută! Adică nu se poate, dragii mei, fiecare cu lumea lui, fiecare cu ideile lui, fiecare cu traseele lui, fiecare cu părerile lui, casa aceea nu merge bine. Căsnicia înseamnă să nu mai fii singur. Întâlnesc oameni trecuți de 40 de ani, de 50 de ani, care nici măcar nu mai dorm în aceeași cameră, domnule. Și te miri de ce au probleme în familie. Singuri la ei acasă. Uitați-vă că se vorbea despre Sfântul Iov. Omul cel mai cu vază dintre fiii răsăritului. Poate cel mai proeminent businessman din zona lui. Un bărbat care a avut tot ce a avut nevoie și dincolo de mediu. A avut o nevoie mare la un moment dat. Raport după raport se citea din Scriptură, veneau sclavii, veneau robii să-i transmită mesaje sinistre, grave, până la ultima în care cei 10 copii toți erau împreună și erau într-un moment de sărbătoare și când te-ai fi așteptat ca la Sfântul Iov, la pruncii lui, zidurile să cadă pe exterior când bate vântul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia. Zidurile au căzut pe interior și toți au murit. Ce raport! Când pe o grămadă de cenușă Sfântul Iov are senzația că prin cioburi își alină durerile din răni, scărpinându-le. Știți de cine avea nevoie? Avea nevoie de un umăr pe care să plângă. Avea nevoie de nevasta lui care să fie aproape de el și care să-i spună ceva de genul: Iov, chiar dacă ai pierdut tot, bucură-te că nu m-ai pierdut pe mine. Noi mergem împreună înainte, indiferent ce se întâmplă. Însă nevasta lui Iov are un minus mare, pentru că ascultați ce îl îndeamnă să facă: bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Doamna Iov, am o întrebare pentru tine. De ce atunci când are cea mai mare nevoie bărbatul tău de apropierea ta, de sentimentele tale, de statornicia ta, de siguranța ta, de certitudinile tale, de principiile tale biblice, de relația ta cu Dumnezeu, de ce chiar atunci îl lași singuri și spune: tu rămâi tare în neprihănirea ta? Eu n-am de-a face cu neprihănirea ta, spune cu alte cuvinte. Niciodată să nu fiți singuri. Să nu călătoriți singuri, adică unul fără celălalt. În fața bisericii vă rog să nu plecați mai mult de 2 săptămâni de caz de urgență gravă în altă țară, fără să fiți împreună. Întâlnesc oameni în diaspora care spun: sunt de 6 ani singuri. Extraordinar, domnule! Cum? Cine ți-a dat voie să faci asta din perspectivă biblică? Păi zice, dacă trebuie să o iau și pe ea, trebuie să plătesc chiria cu 500 de euro mai mult. Și eu îl întreb: mă, dar nici 500 de euro nu merită nevasta ta. Slab te-ai surat. Slab, slab. Nu i-ai de vină, tu ești. Să călătoriți împreună. Să gândiți proiecte împreună. Să vorbiți împreună. Nu știu cum să-ți explic, Alin, o să vezi asta pe parcurs. Când ea gătește mâncarea și te vede acasă, nu suportă ideea să fii în altă cameră. Tu nu trebuie să faci nimic, să fii acolo lângă blat, la bucătărie, da? Să fii acolo, să-i dai nu numai senzația, realitatea și timpul tău cu asculți. Să fiți împreună. Oamenii care se separă, căminele unde bărbatul într-o parte și nevasta în altă parte, zonele acelea, familiile acelea, merg înspre derivă. Când bărbatul întârzie să se mai întoarcă acasă de la serviciu, ajunge după ora 0. Și nevasta rămâne singură cu copiii. Nu-i normal. Cineva spunea la un moment dat: vreau să mai am un job, că vreau să mai fac o casă. Și am spus: dar cum rămâne relația ta cu soția? Ce faci cu copiii? Să nu fiți singuri. Să nu dormiți spate în spate, certați seara, niciodată. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Să fiți întotdeauna împreună.
Să fie momente în care o să aveți senzația că nu e ok să fiți împreună. Probabil tu, Emanuela, nu te și cunosc foarte bine, dar cumva citesc asta în viața ta. Vei avea senzația să rămâi singură. Nu rămânea prea mult. Nu-ți împărtăși problemele tale unei prietene, chiar cea mai apropiată. Prietenul tău de azi, cel mai bun, trebuie să fie Alin. Alin niciodată n-are voie, Emanuela, să aibă o problemă, o gaură în inimă, cu ghilimele de rigoare, și tu să nu știi de ce are o problemă. Se poate că ea să lăcrimeze și ție să nu-ți pese. Așa sunt femeile mai plâng, spune câte un bărbat. Căsătoria înseamnă nu singurătății. Și mă rog lui Dumnezeu în această dimineață ca Duhul Sfânt să cerceteze orice familie, să intre într-o cercetare adâncă, mai ales în dreptul căminelor, unde Satan a instalat un cadru, un canal prin care alimentează singurătatea. Oameni care vin la biserică, oameni care întind mână în masa Domnului, la cina Domnului, oameni care își permit să fie prezenți împreună cu noi și au drepturi depline ca și membri în bisericile pentecostale, dar stau singuri la ei acasă, au ideile lor, au gândurile lor. Mă rog ca un duc de unitate să coboare peste orice familie și puterea lui Dumnezeu să fie arătată. Căsătoria înseamnă nu singurătății, nu doar pentru ei, pentru fiecare familie. Asta a zis Dumnezeu, nu este bine ca omul să fie singur. În al doilea rând, căsătoria este un nu spus răspicat soluțiilor sociale. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului, toate categoriile, toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul, fiecare viețuitoare, acela era numele. Și uitați-vă ce spune Biblia, și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar pentru om, uitați-vă al doilea nu din text, nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Haideți puțin să intrăm în acel moment și să realizăm că era prezent Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Treime, să realizăm că exista un singur om pe planetă, și anume Adam, pe care l-a creat Dumnezeu din țărâna pământului și a suflat în nările lui suflare de viață. Și apoi existau păsările cerului, fiarele câmpului și tot ce exista în lumea animalică și natură. Lăsați-mă să actualizez și să spun că tot ce era societate de atunci era asta, animale și natură. Nu exista un alt om. Și prin fața ochilor lui Adam au trecut toate soluțiile sociale. Toate. Și la toate Adam a zis, nu. Nu. Societatea în care noi trăim este alarmant de afectată de păcat. Societatea în care noi trăim împinge biserica la extremitatea ei și vrea neapărat să intre cu bocancii în clădirile bisericilor noastre. Știți cum vrea să intre? Prin familie. Așa se face că de când copiii sunt mici, sunt setați că ei, dacă sunt băieți și vor, pot să devină fete. Ideologia de gen atacă alarmant clasele primare și vrea să intre în școli. Apoi, tot ce înseamnă divorț, despărțire, căsătorie de probă, parteneriat civil, toate aceste soluții sociale atacă și vor să atace fiecare frate, fiecare soră. Să ne fie rușine pentru modul în care am votat la referendum. Trebuia să fim altfel. Trebuia să fim prezenți. Trebuia să fim o voce puternică și să spunem răspicat, căsătoria este liber consimțită între un bărbat și o femeie. Se strigă amin. Amin. Indiferent ce va spune societatea de azi. Sunteți o mărturie vie a faptului că Biblia deține adevărul. A faptului că biserica adevărată rămâne în picioare. Ați venit aici la altar să mărturisiți căsătoria este între un bărbat și o femeie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să fie cu casa voastră. Dumnezeu să vă țină aproape și mâna voastră, fiecare dintre voi, să fie mână în mână cu mâna Domnului Iisus Hristos. Ajută-i, Doamne! Protejează-i, Doamne!
și binecuvintează. După ce o ca familie se întemeiază conform Scripturii, diavolul vine cu soluții sociale. Vor veni oameni în jurul vostru și vă vor spune cam așa funcționează, pentru că statisticile americane spun că așa merge. Alții vor veni din spațiul din vest, din Europa și vor spune, nu, altfel merge. Fiecare dintre voi veniți din contextele voastre private, familiale. Alin, o să vină prietenii tăi și o să-ți spună, așa trebuie să facem familie. Să vină oameni care sunt foarte, foarte implicați în acest sistem dictatorial și vor spune, bate cu pumnul masă, asta înseamnă autoritate. Am să-ți spun ceva în această dimineață. Autoritatea se câștigă. Amin. Autoritatea se câștigă prin rugăciune. Tu trebuie să fii preot în casa ta. Nu știu dacă vreodată ai citit din Biblie cu voce tare. Că nu vreau să... Mai bine așa. Vreau să spun că de azi, în casa ta, va trebui să citești din Biblie cu voce tare. Tu ești omul, tu ești reprezentantul lui Dumnezeu în căminul vostru. Și tu trebuie să organizezi închinarea. Am înțeles că Emanuela știe să cânte, asta e mai ușor. Tu trebuie să mai îngând după ea, dacă nu ai voce foarte bună, nu știu exact. Însă vreau să spun un lucru. Indiferent cum cânți acasă, cântați împreună. Nu luați soluțiile sociale. Trăim într-un sistem în care inclusiv în lumea evanghelică fi tot felul de virus familial. Las că nu-i problema asta, las că nu-i problema asta, las că poți să faci și asta, și asta, și asta, și asta. Și familiile sunt afectate grav de tot felul de învățături, de vânturi de învățături, care sunt învățături nesănătoase și chiar diabolice. Unele dintre ele pot să le numesc învățăturile dracilor. Familii tinere se întâlnesc și merg împreună în concedii, în locuri răufamate. Oameni botezați în bisericile noastre. Ascultați-mă ce vă spun, fiți foarte atenți. Voi veți putea avea familii prietene, dar nu atât de prietene încât să știe tot despre voi. Există o limită. Există o zonă a intimității pe care n-aveți voie să împărtășiți la nimeni. Cuvântul Domnului spune în Cartea Sfântă, fântâna voastră e privată și e numai a voastră. Cu cât vă veți îndepărta de Hristos, cu atât va reuși cel rău, cum a reușit șarpele, exponentul diavolului din Geneza, să vă atace familia. Aveți grijă cu cine dialogați. Aveți grijă cu cine comunicați. Aveți grijă cui și căror persoane vă deschideți inima. Fiți foarte atenți. Soluțiile sociale nu sunt în conformitate cu Scriptura. Probabil că Dumnezeu va îngădui în viața voastră momente grele. Momente dificile, despre care n-aș vrea să vorbesc acum, dar e important să vă atenționez. Să știți, întotdeauna să vă uitați la Biblie. Luați Scriptura ca soluția lui Dumnezeu. N-am zis o soluție, am zis soluția lui Dumnezeu. Citiți Biblia împreună, rugați-vă împreună. Luați câte o zi de post pe săptămână împreună, căminul vostru să biruie toate intemperiile despre care spunea fratele păstor, când vor veni șuvoaiele, furtunile, vânturile, tsunami peste viața voastră, voi să rămâneți împreună. Nu căutați soluții la oameni. Google nu-i soluția pentru voi. O să aveți uneori senzația să căutați, să vedeți ce au făcut alții în jurul vostru. Nu dați în primul rând telefoane la cei mai apropiați prieteni. Conectați-vă cu cerul. Întrebați-L pe Dumnezeu. Voi puteți să vă consultați cu oricine din familia voastră. Vă recomandăm să luați legătura când aveți momente grele în viață cu pastorii, cu slujitorii bisericii. Aveți grijă cui împărtășiți problemele voastre private. Emanuel, ai grijă cu cine vorbești. O soră din biserică n-are drept rol de consilier spiritual. Caută un slujitor al lui Dumnezeu după ce vorbești cu soțul tău. Comunicați împreună și nu uitați. Spuneți nu soluțiilor sociale. Știți de ce divorțează familii? Pentru că întotdeauna caută soluția la societatea de azi. De ce oamenii din bisericile noastre merg în primul rând la psihologi când au probleme? De ce caută psihiatrii și terapeuți când ar trebui să meargă la pastor și la prezbiterii bisericii?
Când ar trebui să caute rugăciunea, când ar trebui să stea în prezența lui Dumnezeu cu Biblia în față, când ar trebui să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu, să-și amintească cum s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Ce au promis ei lui Dumnezeu în fața cerului, când au uitat într-o baptistieră sau într-o apă curgătoare și s-au botezat făcând legământ cu Domnul Iisus Hristos. Voi nu sunteți ai oricui? Voi nu sunteți niște oameni aruncați pe planetă legat de care nimeni n-are niciun interes și pentru care Dumnezeu nu se luptă? Domnul Iisus Hristos luptă pentru voi 24 din 24 de ore. Strig în această dimineață pentru Domnul care a fost cu mine, cu casa mea și poate a fost și cu tine. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Căminile noastre au rămas în picioare. Familiile noastre sunt întregi. Nu ne-am pierdut mințile din perspectivă spirituală pentru că cineva a vegheat. Cineva a fost lângă noi. Nu inteligențele noastre, nu strategiile noastre, nu maniera în care am fost noi preoți în casele noastre. Cineva a fost lângă noi. Dacă biserica recunoaște că Domnul a fost cu casele acestei biserici, să strige amin. Slăvit să fie Domnul! Spuneți nu soluțiilor sociale. O să fiți tentați pentru că vin oameni cu statistici inteligenți. Lăsați-i în pace. Întotdeauna întrebați-vă unde scrie asta în Biblie. Care e argumentul Bibliei pentru care să facem lucrul ăsta? Și casa voastră va rămâne puternic. Al treilea nu în căsătorie este un nu spus răspicat somnului. Ți-i somn? Alin. Biblia zice, atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn. Hopa, Domnul. Domnul. Un somn adânc peste om și omul a dormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, păi, dacă n-am altă variantă, ce să fac? Aici este câte un de-asta căsătorii care zice, mii cu mii, dar asta e. Nu-i normal? Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele. Adică, de câtă vreme o așteptam? În sfârșit! Se potrivește Alin? În sfârșit. Bărbatul înainte să se căsătorească are un fel de somn așa pe el. Are un soi de adormire. Unii spun că poate că de-aia se soară bărbații. Pentru că au un fel de adormire de asta specială, ca un fel de îndrăgostire. Nu știu cum ești tu, adică cam știu că am fost și eu prin situația asta, dar vreau să spun ceva, că de azi somnul este interzis. Nu înseamnă că nu mai poți dormi când trebuie să te odinești. Dar n-ai voie să dormi. Din perspectivă spirituală. Tu trebuie să veghezi. Vegherea ta trebuie să fie de acum acolo în două dimensiuni. În primul rând să veghezi asupra sufletului tău. Să veghezi asupra nivelului tău spiritual. Să te întrebi de fiecare dată, oare n-am coborât pe o treaptă mai jos, mai jos spiritual? Oare nu cumva eram mai aproape de Dumnezeu? Oare n-aveam o optică mai corectă în urmă cu 5 ani? De fiecare dată să-ți faci o analiză, să te gândești, să veghezi. Tu influențezi familia ta. Mă rog lui Dumnezeu să vă dea copii sănătoși dacă va voi. Poporul Domnului zice amin? Amin, Doamne lucrează. Să știi că tu îți influențezi copiii. Tu vrei, nu vrei, tu creezi un traseu pe urmele cărora vor merge copiii tăi. Veghează. Fii foarte atent. Spuneam că trebuie să veghezi apoi asupra Emanuelei. Ea niciodată nu trebuie să sufere din cauza ta. Ea niciodată nu trebuie să fie tristă datorită faptului că uneori n-ai fost atent din cauza deciziilor tale greșite. Tu nu poți să spui asta e viața, ce să facem? Nu, trebuie să te intereseze, veghere. Emanuela trebuie să vegheze asupra lui. Când vei vedea uneori care tendințe, care nu sunt neapărat păcătoase, dar periculoase, trebuie să fii acolo, fii ca o Abigail, fii atentă. Nu-ți arunca bărbatul într-o zonă periculoasă doar ca să-ți fie ție bine din perspectivă socială. Fii foarte atentă. Veghere. Mă întreb cum de un bărbat căsătorit de 20 de ani nu știe de ce suferă soția lui. Mă întreb, unde-i vegherea? Mă întreb cum de un tată care are un prunc de 15 ani nu știe că băiatul lui se droghează. Unde-i vegherea? Cum de-l lasă să meargă besmetic prin oraș, pe oriunde, oricând, oricum? Lasă-l că-i tânăr, adolescent, să-și trăiască tinerețea, spune câte unul. Veghere zero! Mă întreb cum de o mamă nu știe nimic despre fiica ei, care derulează tot felul de relații video
pe internet, nu știe nimic. Unde-i vegherea? Unde atenția mărită, dragii mei? Noi nu suntem chemați în familie să fim doar bărbat și femeie și doar să avem relații intime și doar să fim bucuroși și doar să fim binecuvântați din perspectiva aceasta a familiei. Noi suntem chemați să veghem în jurul nostru. Noi trebuie să fim cu ochii în patru, noi trebuie să fim foarte atenți. Pe noi trebuie să ne intereseze ce se întâmplă în jurul nostru. Atenția noastră trebuie să fie focus pe fiecare membru din familia noastră. Noi trebuie să veghem. Amin? Sunt momente în care, deși ai vegheat, a intrat un duc de neascultare, de răzvrătire într-un copil. Asta e altă problemă. Dar dacă reușești să fii atent și să-ți dai seama că ceva s-a greșit, repară. Nu somnului. Sunt oameni care dorm. Sunt oameni care dorm, nu mă refer pe băncile bisericii, nu, mă refer spiritual. Dorm la semafor, dorm acasă, dorm când trebuie să vegheze, dorm când trebuie să ia o decizie, dorm când trebuie să fie foarte atenți. Alin, căsătoria înseamnă un nu somnului. Ai avut visările tale, idealurile tale, somnul tău s-a încheiat. Poporul Domnului zice amin. Vedeți că zici și bărbaților care sunt prezenți, nu doar lui. Nu. Nu somnului. Trezirea. Să fii foarte atent, să fii în gardă, să fii interesat de fiecare amănunt din casa ta. Să fii foarte atent de fiecare element. Nu spun că trebuie să vălești tu culoarea, design-ul. Aici lasă-o pe ea, bine că e mai, mai frumos. Oricum, dacă nu schimbă după aia. Să trecem la trei de da. Biblia zice, a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei, rețineți că o singură coastă. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut trei femei. Așa scrie. Biblia zice, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată, în sfârșit am și eu una dintre ele. Da? Nu. Iată, în sfârșit, aceea. Pentru că, dragii mei, căsătorie înseamnă, da, spus răspicat, singularității. Emanuela, doar el singur e bărbatul tău. Alin, doar ea singură e soția ta. Singularității. Voi astăzi veți mărturisi că vă căsătoriți până când moartea vă va despărți, adică pe viață. Niciodată, Alin, n-ai voie să vezi o femeie mai frumoasă decât ea. Mai auzi ce am zis? Amin. Niciodată n-ai voie să te uiți după altă femeie. Sfântul Iov, de care am vorbit, spunea, făcusem legământ cu ochii mei. Și am promis și mi-am zis minții mele, privirilor mele, niciodată nu o să-mi opresc privirea asupra unei fecioare. Niciodată. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, pecete pe brațul tău. Orice întâlniri sociale vei avea, orice întâlniri familiale vei avea, niciodată n-ai voie să găsești, să te gândești. Să-ți imaginezi o altă femeie decât pe Emanuela. Căutările tale de azi se încheie. Să te vrească Dumnezeu să-ți întorci privirile după cineva. O să-mi spuneți, pastore, de ce spui asta? Știu eu de ce spun. Satana vrea să atace în familii prin faptul că unii dintre bărbați nu veghează și nu sunt atenți la privirile lor. Bărbate care te-ai căsătorit, în numele Domnului te întreb, cum de-ți permiți să te uiți după nevasta altuia? Ca să nu mai vorbim de alte situații. Niciodată. O să vină diavolul, cel mai probabil în mintea ta, cu niște persoane pe care le-ai cunoscut general în trecut și o să vină comparații, mai ales asta se întâmplă la surori. Emanuela, în viața ta o să vină, uite, el a ajuns, nu știu ce a ajuns ăla. Să ajungă prim-ministru, nu-i interesează. Niciodată. Niciodată. Niciodată n-ai voie să gândești, Emanuela, că era mai bine cu altcineva. Că tu puteai cu altcineva. Dacă puteai, trebuia să demonstrezi, prea târziu. S-a încheiat.
singularitate. Mă tem pentru ce se întâmplă în viitor. Pentru că atâtea casanțe intră cu tot felul de sisteme care vor să ne forțeze. Oameni care divorțează din lucruri copilărești din cauza unui șervețel. Și știți ce vor să ne ceară pastorilor? Se recăsătorim. Ne cer. Ce, tu ești singurul fanatic penticostal că nu vrei asta? Printre puținii? Singularitate. Nu contează ce o să vină peste voi. După 14 ani de închisoare, Richard Wurmbrand, după ce a primit prin megafoane în acele celule, în acea celulă în care a stat pe niște saltele de fier, nici măcar n-avea saltea, doar paturi supraetajate de fier, prin megafoanele comuniste se striga: Sabina ta te-a părăsit. Biserica luterană din București s-a închis, tu nu mai ai nicio șansă, termină cu Iisus Hristos și te eliberăm. Și poate să refaci familia, oricum ești distrus. I-au trimis scrisori în fals, semnate cică de Sabina, în care iar fi spus: îmi pare foarte rău, mi s-a întâmplat așa de grav, pe Mihai l-au atacat, m-au dus la canal, nu mai am nicio șansă, te-am lăsat, m-am dus cu altul. Știți ce a zis Richard? Sabina mea, nu poate face asta. După 14 ani de închisoare, nici măcar nu mai știa drumul spre casă. Imaginați-vă ce înseamnă să nu mai vezi soarele 14 ani, să nu mai vezi o zonă anume, un cartier, un oraș. Că în câțiva ani nu-ți mai dai seama, dar după 14 ani. A mers pe liniile de cale fermată să se întoarcă acasă, cu pardisiul lui vechi, cu clopul lui vechi și cu diplomatul lui de 14 ani cu care a intrat. A ajuns la o mansardă unde a fost relocată prin forță Sabina. Și a sunat la sunerie, a bătut la ușă. Știți cine a deschis? Sabina. Și a zis: dragule, te-am așteptat. Știam că vii. După ce a îmbrățișat-o, i-a zis: draga mea soție, îmi dai voie ca înainte să cinăm împreună, deși n-am mâncat de ore în șir, să luăm împreună cina Domnului, era pastor. Asta da loialitate. Și câți alții care pot mărturisi că s-au dus prin situații dificile, că au avut parte de opreliști, au avut de opresiuni, de situații, blocaj și n-au renunțat. Singularitate. Să fiți eroi ai credinței într-o societate în care pentru nimicuri totul se face praf într-o familie. Mă tem pentru că văd familii tinere care merg cu gândul la divorț după luni doar de căsătorie. Noi suntem chemați să spunem adevărul răspicat. Căsătoria trebuie să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat și poporul Domnului să strige amin. Că așa scrie în Biblie. Căsătoria înseamnă singularitate pe viață. Indiferent ce se întâmplă. Indiferent ce se întâmplă. 2. Căsătoria înseamnă un da spus răspicat. Dragi părinți, acum ori vă devin prieten, ori dușman. Un da separării. Și bunicul e aproape de mine, dar nu-i problemă, vă dras. Un da separării. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama. Și unii o spun, numai bărbatul să lasă. Nu. Amândoi. De acum încolo, dumneavoastră care ați muncit pentru familia asta și vă binecuvântăm în numele Domnului, a zis greul, Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească în viața eternă. Oricum, într-un fel, vă răsplătește prin faptul că vedeți cum se spunea la altar. Rolul dumneavoastră de azi încolo este pur consultativ. Vă rog să îi căutați, să-i sunați. Dumneavoastră, când mergeți la ei, telefonul, bun? Asta e în societatea de azi. Niciodată, Emanuela, nu trebuie să iei o decizie ca așa a zis tata. Niciodată, Alin, nu trebuie să iei o decizie, că așa a zis mama. Și n-am zis întâmplător. Eu nu pot să pricep, domnule, merg unii oameni, bărbat căsătorit de ani întregi, merge să-și aleagă draperiile la noua acasă, știți cu cine? Cu mama. Bă, bărbate, ce se întâmplă? Păi, nu-i normal, mă înțelegeți? Voi doi împreună. Indiferent unde veți locui, voi sunteți de azi o celulă stătătoare, de sine stătătoare.
Voi sunteți o nouă familie, voi trebuie să decideți împreună. Vreau să vă spun ceva, sper să nu mă aud așa de bine dumnealor, trebuie să-i ascultați tot ce zic. Niciodată să nu le înfigeți cuțite în inimă prin faptul că sunteți flegmatici, că nu vă interesează, că voi aveți bani, că voi știți, că voi reușiți, că fără ei, că nu vă interesează. Nu. Asta înseamnă lipsă de respect. Biblia spune, toată viața dumneavoastră trebuie să-i cinstiți. Ați zis amin? Doamne ajută! Să-i ajute și pe alții. Amin? Doamne ajută! Respectați-i! Ascultați-i tot ce zic, au trecut prin viață, au experiențele lor pe care nu le puteți contesta, dar s-ar prea putea ca experiențele dumneavoastră să nu potrivească perfect cu experiența voastră. Așa că după ce îi ascultați și le dați atenția cuvenită, întrebați-L pe Dumnezeu. Consultați-vă cu Dumnezeu. Vorbiți împreună cu Dumnezeu. Dacă ceea ce au spus dumnealor vi se potrivește vouă și căminului vostru. Separare. Nu lăsați pe nimeni să intre între voi. Nici un om, nici diavolul. Separare. Dar în același timp, nu apucați pe o direcție periculoasă și lumească, nimic firesc să nu intre între voi. Când intre ceva firesc care duce la păcat, oamenii se duc departe de Dumnezeu. Voi fiți aproape în Hristos. Separare. Dragi părinți, acceptați lucrul ăsta? Domnul să vă ajute. Nu-i simplu. Îmi amintesc că atunci când m-am căsătorit, am fost ultimul din 6 frați. Și mama ar fi făcut orice să nu mă însor. Dar m-am căsătorit, slăvit să fie Domnul. Harul Domnului a fost că m-am căsătorit cu cea mai frumoasă femeie din lume. Domnul să binecuvânteze aici, Alexandra. Domnul să o binecuvinteze. Amin. La fel și pe noastră și Miri, pe toți. Amin? Slăvit să fie Domnul. Separare. Și ultimul da, al treilea, cum v-am promis. Un da sudării. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Vreau să vă aduc imaginea două fiere, bucăți de fier, da? Dacă aceste două bucăți sunt separate și le sutezi, le lipești, când vei trage de partea asta, din dreapta, fostul fier, care a fost singur, vine și cealaltă? Merg împreună. Sudare înseamnă oriunde vei fi tu, voi fi și eu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Biserica ta va fi biserica mea. Nu fiți în două biserici. Principiile mele, să-i spui Emanuela lui Ialin, vor fi principiile tale. Să vă ajute Dumnezeu la asta. Voi trebuie să ajungeți la stadiul în care să vă dați seama ce gândește celălalt din priviri. Crezi că se poate asta lui? Eu îmi dau seama ce gândește Alexandra din priviri. De aia cel mai greu mie să predic în prezentă. Că știu cum am predicat. Nu vă spun acum cum e. Că e mai bine. Dacă sunt într-un context anume în care trebuie să iau o decizie care o privește și prea sau prezența ei, nu-i neapărat să mă retrag într-un colț în care să mă înțeleg cu ea. Eu îmi dau seama din privire, are privirile ei, o cunosc. De ce? Am fost sudați în Hristos. Avem același fel de gândire, avem același traseu, aceeași direcție. Îl iubim pe același Dumnezeu. Îl așteptăm pe același mire. Să fiți sudați. Nu vă lăsați separați unul de celălalt. Nu vă lăsați fiecare cu ideile lui. Dacă la un moment dat există divergențe sau păreri care sunt aproape contradictorii, nu neapărat contradictorii, sunt înspre asta, n-ajungeți să vă contraziceți. Nu intrați în dileme sau în dueluri care sunt nepotrivite. Alin, îți dau un sfat. Când vezi că e foarte pornită, Emanuela, și vrea neapărat să facă așa, spune-i ceva de genul cum fac eu. Despre asta vorbim data viitoare, mai încolo. Hai că e ceva mai urgent. Nu intrați în conflict, nu intrați în supărări, nu accelerați amândoi deodată. Mai sincronizați-vă. Că sudarea înseamnă să lăsați unul după celălalt. Cineva spunea foarte bine că de fapt familia înseamnă să cedezi, dar nu deodată. Amândoi trebuie să cedeze, pe rând, sincronizat. Nimeni n-are voie să dețină controlul, numai Hristos. Bine, tu ești capul familiei, ea trebuie să-ți fie supusă, asta e altceva ca rol. Dar în lucruri de astea copilărești, culori, nu știu cum ești tu cu culorile, dar ai grijă că o să fie complicat dacă e fiecare cu culoarea lui. Mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Prezența lui Dumnezeu să fie peste casa lor. Amin. Rămâneți cu Hristos întotdeauna. Lăudați-L pe Hristos, puneți-L pe Hristos în centru, lăsați-L să exceleze, să fie cel mai frumos dintre voi. Și dacă vă doresc ceva, indiferent ce se va întâmpla în lumea asta și veți pierde participarea de la un eveniment, vă implor în numele Lui Iisus
să nu-mi lipsiți de la nunta din cer. Să nu lipsească nimeni de acolo. Nici o unghie să nu rămână în Egipt, nici o persoană să nu se piardă de pe cărările Domnului. Și orice s-ar întâmpla în lumea azi, să fim cu toții mireasă la dreapta mirului nostru drag, Domnul Iisus Hristos. Așa să ne zice Dumnezeu pe toți. Amin. Amin.